credința noastră ortodoxă, care este astăzi extrem de atacată de cei care nu înțeleg că pământul acesta românesc nu poate sta, nu poate exista decât prin această credință ortodoxă și că biserica noastră ortodoxă este singura care apără real, prin puterea dumnezească ce îi se dă acest popor, trebuie să înțeleagă acest lucru și să se supună experienței de 2000 de ani. Sigur că biserica a trecut prin bune și rele, încă de la începutul ei, din 12 apostoli, unul n-a înțeles la ce era chemat, pentru ce era dăruit și a fost păcălit de Satana, deși avea punga cu bani, deși ei se dăruiseră vânzându-l pe Hristos 33 de arginți. Și în ziua de astăzi sunt oameni care au 33 de arginți și cred că pot să facă ceva cu ei. Iuda a sfârșit spunând, am vândut sânge de om nevinovat. Să se teamă astăzi cei care vând poporul român, nu pe 33 de arginți, ci încearcă să dea gratuit. Nu de noi să se teamă, de cei credincioși, pentru că noi îi urmăm lui Hristos pe Golgota și așteptăm răstignirea. Răstignirea cred că e cel mai frumos lucru pe care și-l poate dori un om, pentru că pe cruce veșnic până la a doua sosire va fi Mântuitorul lumii. Răstignirea este pe crucea lui, care este arma asupra diavolului. Crucea ta o ai dat nouă, este în brațele lui, părintești, iar brațele părintești nu pot fi biruite de porțile iadului în veci. Să aveți nădejdea asta, să trăiți pe deplin cu nădejdea asta, fără frica suferinței, fără frica morții, o singură frică să aveți, frica pe care o am și eu față de mine. Iuda sunt eu. Să fiți foarte atenți la fiecare clipă a vieții dumneavoastră, să nu o risipiți. Mare specialist este demonul mass mediei. Mare specialist este serviciul nostru. Ne jertfim copiii noștri pentru serviciul nostru, spunând că, de fapt, facem acest sacrificiu ca să putem să le asigurăm copiilor un trai extraordinar de bun. Am cunoscut foarte mulți copii de oameni ajunși, care aproape își blestemau părinții pentru că aveau de toate, numai dragoste nu aveau, numai părinți nu aveau și și-i doreau. Din fericire pentru ei au descoperit biserica și atunci au găsit cei care au vrut, pentru că libertatea oferită de Dumnezeu este desăvârșită, iubiții mei. Nu păcălește pe nimeni, nu vrea să înșele pe nimeni, totdeauna rostește adevărul, pentru că El este adevărul, calea și viața, este lumina lumii, ne cheamă să pășim în urma Lui, ne cheamă să ne luăm crucea și să nu ne temem de cruce, pentru că această cruce este mântuitoare. Numai că noi am ajuns în ziua de astăzi să nu ne mai săturăm de bine. Oameni care acumulează bogății enorme cu care nu au ce să facă, pentru că nu poți mânca un bou la o masă, nici toate bunătățile lumii nu le poți înghiți, îți fac rău. Am văzut foarte mulți oameni bolnavi de pancreatită, pentru că au dus o viață extraordinar de bună, au avut cele bune mâncăruri, băuturi fine și alte nenumărate plăceri, care le-au rupt gâtul.
Nu știm unde au ajuns, pentru că nu suntem noi judecătorul. Judecătorul știm cine este. Și mă gândeam că dintre spini niciodată nu poți culege struguri. Lucrul ăsta l-a învățat Hristos. Pe oricine vrea să-i urmeze, sunt cele mai grele porunci ale Domnului nostru, Iisus Hristos, Mântuitorul lumii. Iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă bleastămă, îți dă un opal, mă întoarce și obrază celălalt. Îți ia haina, dă-i și cămașa de pe tine. Te obligă să mergi o milă cu el, mergi două mile cu el. Și vei grămădi cărbuni aprinși pe capul rivalului tău. Cărbuni aprinși, iubiților, este mânia lui Dumnezeu, nu a noastră. Este judecata lui Dumnezeu, nu a noastră. Astăzi poporul român trece prin această încercare. A nu știu câta oară suntem ocupați, a nu știu câta oară suntem jefuiți, ni s-a luat haina, le-am dat și cămașa de pe noi, o să le dăm și pantofii. Vă garantez că nu o să vă lipsească nimic. Și nu eu vă garantez, ci Dumnezeu vă garantează. Vă întreb pe fiecare dumneavoastră, în acest timp al jecmănirii poporului român, vă lipsește ceva? Poate harul, poate credința, poate nădejdea, poate dragostea. E împuținată. Mântuitorul lumii ne atrage atenția, eu vă îmbrac, eu vă dau să mâncați, eu vă dau să beți. Aduceți-vă aminte de lucrul ăsta. Le veți găsi totdeauna, în orice fel de împrejurare. Cine nu mă crede să citească cărțile foștilor deținuți politic și să vadă cum fiind în iad, în iad, pentru că închisorile comuniste au fost iadul scos la suprafață și cea mai bună generație a poporului român, 38-48, de la Opincă până la Vlădică a fost aruncat acolo. Au umplut cerul de sfinți și de mărturisitori. Deși au intrat elevi de liceu în pușcărie și au ieșit după 24 de ani de pușcărie comunistă, au ieșit mai credincioși decât au intrat. Cum se poate face lucrul ăsta fără de Dumnezeu? Nu se poate face, iubiților, cu politică. Numai cu credința strămoșească, cu simplitatea strămoșească, cu înțelepciunea acestui popor. Tot răul spre bine, zice poporul român, și zdrobește iadul cu acest cuvânt. Rău cu rău, dar mai rău e fără rău și zdrobește tot iadul. Și Dumnezeu îi dă atâta răbdare ca și marilor mucenici, ca și mărturisitorilor, ca oricărui înțelept să parcurgă timpul mântuirii lui în încercări, nu te poți încununa fără ispite, dar permanent cu un strop de bucurie în inima ta pe care câteodată nici măcar nu poți mărturisi pentru că nu prea ești conștient. După ce treci de încercările acestea, realizezi prin ce ai trecut și ce ți-a fost dat să biruiești. Învățați-vă copiii iubiților, aveți grijă de ei, femeilor, nașteți copii. Nu vă mai temeți de ziua de mâine, ziua de mâine o dă Dumnezeu. Poate Dumnezeu face ceva rău? Niciodată nu poate face. Niciodată.
Când dă o încercare, te pregătește pentru acea încercare. Sunteți aici, iubiților, în aceste zile, în aceste luni, în acești ani, în acest teritoriu, pentru că Dumnezeu v-a trimis cu rost dumnezeiesc să fiți biruitorii iadului. Îndrăzniți, spune el. Eu am biruit lumea. Și cine îl urmează, va fi și el biruitor. Dumnezeu să ne întărească în, pe calea aceasta la care ne cheamă Hristos, care este plină de spini, care este cu pietre ascuțite, dar peste care plutim, pentru că ne duce deasupra acestor încercări dragostea lui Dumnezeu. Amin.